Faptele Apostolilor, capitolul 10, de la versetele 42 la 48. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El capătă, prin numele Lui, iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pocurât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejuri, care veniseră cu Petru, au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Iubiți frați, iubite surori și tare, tare dragi copilași, înainte de toate vreau să vă spun că săptămâna trecută am fost toată în spital, iar vinerea asta trecută mi-a fost așa de rău că nu puteam face 3 pași și aveam de gând să-l chem la telefon pe fratele Pit și să-i spun, îmi pare rău, dar nu pot veni. Nu puteam face 3 pași. Drept care nevastă mea, sora Binția, unii o cunoașteți, pentru cei care nu o cunosc, nu i-aș spune să se ridice în picioare, că nu ajută că e mică. Dar dânsa mi-a spus, hai să ne rugăm. Și ne-am rugat ca să pot merge. Acum, eu sunt ferm convins că Dumnezeu nu împlinește niciodată o rugăciune. Degeaba, dacă voi credeți că Dumnezeu va împlini vreodată o rugăciune, nu se întâmplă. Noi ne-am rugat să pot merge. Dar Dumnezeu dă totdeauna mai mult și mai bine de cum am cerut eu. Imediat după rugăciunea aceasta am putut nu să merg, ci să dansez, să țopăi. Și am dansat și am țăfăit prin odaie, strigând aleluia și cântând. Și așa se face că am putut veni astăzi în mijlocul vostru. Este pentru mine o mare bucurie să vă așteptați de la Dumnezeu totdeauna să facă nu ce îi cereți, ci mai mult și mai bine. În al doilea rând, înainte de a trece în subiect, vreau să vă spun numai într-o frază ceva care vă va interesa poate. Ați auzit toți despre nenorocirea de la Cernobil în Uniunea Sovietică, explozia la un reactor, drept care s-a contaminat aerul din prejur și pământul și apele, o mare nenorocire. Cernobil e un cuvânt rusesc care înseamnă în românește pelin. Mă mir câți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte că în Apocalipsă, la capitolul 8, este scris despre un înger care a vestit, a sunat alarma și a căzut o stea care se numește Pelin, în Biblia rusească Cernobâl. Și s-au otrăvit toate apele prin prejur, că au murit oameni. Asta era scris în Biblie acum 2000 de ani, n-are legătură cu subiectul meu, dar poate e interesant pentru dumneavoastră să știți. Și acum, propriu-zis la subiect, pe Mântuitorul nostru, vrăjmașii l-au adus la locul căpățânii, Golgota înseamnă în limba ebraică locul căpățânii, și acolo a fost răstignit. De câte ori Iisus este adus la locul căpățânii, e răstignit. Dacă începem să facem despre El filozofie, gândire multă, discuție multă de un fel de altul, căpățână, ajunge Iisus răstignit. Trebuie hotărât cu mintea noastră să înțelegem ceea ce a făcut El pentru noi, dar locul drept unde trebuie adus Domnul Iisus este inima, nu căpățână. La căpățână El este răstignit. Într-o școală duminicală pentru copilași, într-o școală duminicală pentru copilași,
un învățător le explica despre Iisus că te-a pătimit pentru noi și un băiețaș se ridică și spune: frate, nu poate fi adevărat ceea ce ne spuneți dumneavoastră despre suferințele lui Iisus. Și învățătorul: de unde ai tras concluzia că nu poate fi adevărat? Și copilul a răspuns: păi dacă ar fi fost adevărat, ar fi fost mai multă inimă în ceea ce spuneți dumneavoastră. Poți să spui lucrurile fără inimă, cu căpățână, totul e foarte bine rânduit. Dar El a murit pentru noi, Regele Cerului, prea iubitul sufletelor noastre, și în adunare, noi să-L aducem nu numai la căpățână, să-L aducem la inimile noastre, căci El a spus că păstorul cel bun își dă viața pentru oi. În locurile pe unde am fost cu foarte mulți ciobani. Când s-a făcut colectivizarea, unii s-au împotrivit colectivizării și au arestat și țărani și ciobani și tot ce eram cu ei. Și le vorbeam din cuvântul lui Dumnezeu și spuneam: păstorul cel bun își dă viața pentru oi, așa a învățat Iisus. Pe când păstorul neimit, când vede un lup venind, fuge. Și am întrebat: ce gândiți despre aceasta? Și toți, fără de excepție, au răspuns: noi toți am fost păstori neimiți, dacă vedeam lupul venind, care cum putea să fugă mai repede, nu rămâne un păstor. Nici n-ar avea sens să rămână un păstor. E păcat de oaie, dar ca să salvezi o oaie, să strigești tu viața în întâlnire cu lupul, un cioban așa ceva nu face. Poate într-o țară unde ciobanul este înarmat, poate să tragă cu lupul, dar la noi în țară nu erau înarmați. Și păstorul cel bun de care vorbește Mântuitorul este un păstor ideal. Păstorul de rând nu-și dă viața pentru oi. Iisus, spre deosebire de ei, și-a dat viața nu pentru oi, și-a dat viața nu pentru oameni buni. Are o rațiune să-ți dai viața pentru un om mai bun decât tine, ca el să trăiască. El și-a dat viața pentru păcătoși pe cruce. Și nu numai că și-a dat viața pentru ei, a dat-o într-un anumit fel. N-a apărut așa: eu sunt ăla bunul și mă jertfesc pentru voi cei răi. Este scris în Isaia 53:12, El a fost numărat printre cei fără de lege. El s-a făcut păcat pentru noi. El a murit ca păcat. Dacă s-ar fi făcut un recenzământ pe vremea aceea lui Irod în țară, în Israel, toți care sunt păcătoși să fie înscriși la un recenzământ. Iisus ar fi înscris. Dacă în cer, cum s-a întâmplat, scrie în cartea lui Iov, ar fi fost Dumnezeu cu îngerii și Dumnezeu ar fi întrebat pe înger: cum e cu tare pe pământ, cum e cu tare pe pământ, și îngerii ar fi spus: uite, Ionescu e așa cu păcatul ăla și Popescu cu ălalt și Mihelescu cu celălalt. Și Iisus i-ar fi întrebat: dar Iisus din Nazaret, cum este? Îngerii ar fi plecat capul și ar fi spus: nu-i niciunul pe tot pământul cu atâta păcat cât este al lui Iisus. Că fiecare are un păcat, dar nu are pe celălalt. Ești un hoț, nu ești un ucigaș, ești un ucigaș. Nu ești un om care comiți adulter, nu faci altele lucruri. Dar Iisus acesta, toate păcatele le are El. Nu că ar fi săvârșit aceste păcate, dar le-a luat toate păcatele acestea asupra Lui. Și acum El stă și mijlocește să roagă pentru cei vinovați. Să roagă pentru cei vinovați. Cum poți să te rogi pentru un vinovat? Răstignit pe cruce, Iisus spune Tatălui: ce să spună, ăștia l-au răstignit, l-au biciuit, ce să spun? Și zice: Tată, iartă-i, pe ce motiv să iert când au făcut așa grozăvie? Iartă-i că nu știu ce fac. Cum ei n-au știut că dacă lovești cu biciul într-un om curge sânge și doare, n-au știut? N-au știut că dacă străpungi mâinile și picioarele cuiva o să curgă sânge și o să doară? N-au știut când înfii crucea aia cu un om pe ea, în pământ, pe toate oasele ei vor trezni? N-au știut? Dar ce altă era să facă Iisus? Ce să spună? El se ruga nu pentru cei buni, El se ruga pentru cei vinovați și găsea și El argumente. Ce argumente se pot găsi pentru un vinovat? În prima epistolă lui Ioan, capitolul 2, versetul 1, scrie: copilașilor,
să nu păcătuiți. Dar dacă cineva n-a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, așa scrie. Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Dacă unii dintre voi aici sunteți niște oameni fericiți, care spuneți, noi n-am păcătuit, îmi pare foarte rău de voi că n-aveți mijlocitor. Numai cei care au păcătuit au mijlocitor. El se roagă pentru cei vinovați. Dacă voi sunteți neprihăniți de aia, picați din cer, fără de păcat, păgubiți foarte mult. Pentru voi nu se roagă Iisus. El se roagă pentru cei vinovați și pentru ei nu numai că se roagă în grădina Ghetsemane, cum v-a spus fratele Pit, s-a rugat nu numai în timpul vieții lui, pe cruce s-a rugat pentru cei vinovați. El este prietenul vameșilor, al păcătoșilor, al vinovaților. Nu știu ce păcate ați săvârșit în săptămâna care a trecut. Unii din voi pot să fi săvârșit păcate foarte grele, pe care nu le-ați povesti nimănui și care vă apasă. De un lucru pot să vă asigur, că nu există un păcat pe care să-l fi făcut și care să fie mai mare decât dragostea și harul și dorința de iertare a lui Iisus. Orice ce ar fi făcut, iată pe El, prietenul păcătoșilor, care a murit pe cruce pentru noi. Și pentru aceasta Dumnezeu i-a dat un nume care este mai presus de orice nume și vom vedea imediat cum numele Lui este mai presus de orice nume. Cred că mai toți aici știți ce a fost la nunta de la Cana. E o nuntă care a intrat în istorie, nu? În istorie. Mii de cărți s-au scris, nu numai în Biblie, dar altele de comentarii, nunta de la Cana. Toată lumea știe nunta de la Cana, unde s-a prefăcut apa în vin, nunta de la Cana. Ați citit, ați auzit predicile despre ea. Vă rog să vă ridicați în picioare și să-mi răspundeți care din dumneavoastră știți numele mirelui la nunta de la Cana. Niciun? E, dar mireasa trebuie să fi fost tare faină, scrie în istoria lumii despre ea. Ce mireasă! Care e numele miresei? Care e numele nașilor? Care e numele socrilor? Un nume, să știe, a fost Iisus acolo și mai este un nume al Maicii Domnului, fiindcă ea era chiar în preajma Lui. Și lumina Lui și frumusețea Lui era așa de mare că cei care au fost acolo, doar Ioan a fost la nunta de la Cana, el descrie despre nunta la Cana, el trebuie să fi știut numele mirelui și a miresei, el trebuie să fi știut lucrurile. A fost acolo, a fost musafir. Ești musafir la o nuntă și nu știi cine s-a căsătorit? Dar lumina și frumusețea lui Iisus a fost așa de mare și numele Lui este așa mai presus că parcă nu-ți vine pe lângă numele Lui să mai pui un alt nume și a rămas numele lui Iisus și al Maicii sale care l-a purtat în pânticul ei, cumva fusese atunci identificată cu El. Pe Golgota, acolo a fost o dramă cu foarte multe personaje. Trei persoane au fost răstignite. Știți că a fost Iisus? Ia, spuneți-mi numele celor. Toți ați auzit mii de predici despre Golgota, ați citit? Ia mai spuneți-mi numele cine a mai fost răstignit acolo. La piciorul crucii stătea Maica Domnului și Magdalena și Ioan. Și la piciorul crucii tălharilor va fi stat vreo mamă sau cineva care îi iubia. Niciun nume n-a rămas. Iisus a fost biciuit, dar cum se numeau ăia care l-au biciuit? S-au bătut cuie în mâinile și picioarele lui. Cine sunt ăia? Ca și cum n-ar fi fost. Când apare soarele pe cer. Copilași, când apare soarele, unde se duc stelele? Noaptea sunt stelele pe cer. Dimineața vine soarele. Unde s-au dus stelele? Care știe? Care știe unde s-au dus stelele? Sunt tot acolo. Însă lumina soarelui e așa de mare că acoperă lumina stelelor. Nu mai contează stelele, ca și cum n-ar fi. Fiindcă a răsărit soarele, așa i s-a dat lui Iisus un nume mai presus de orice nume. Când Iisus intră în inima mea, Apostolul Pavel nu știe cum să explice ce s-a întâmplat cu el. Eu nu mai trăiesc. Bine, tu nu mai trăiești, gata, am înțeles că ai intrat. Zice, ce Iisus trăiește, pe în cine trăiești? În mine. Vă zic că eu trăiesc. Că dacă eu n-aș trăi, n-ar putea Iisus să fie în mine. Dar când apare Iisus, acest eu devine așa de neînsemnat. E ca și cum El n-ar fi numai Iisus.
În România, unii știți, unii nu știți, am trecut și eu prin închisoare pe acolo, probabil că merita, și ieșisem din închisoare și eram în tren, era un compartiment, 5-6 persoane, și am început să le vorbesc despre Iisus. Între cei care erau acolo era și un ofițer de miliție. Și el a ascultat, la un moment dat el iese din compartiment și după vreo 10 minute vine iarăși și zice, tovarășe, dumneata, vii cu mine. Vă închipuiți și au împietrit aia toți din compartiment, când un ofițer de poliție mi spune, vii cu mine, vii cu mine. Și m-am dus cu el și m-a dus până la un alt compartiment în care erau încă 4 ofițeri de miliție. Și acolo m-a poftit să șed jos și mi-a spus, tovarășe, n-avea niciun fel de grijă, dar uite, tovarășul ăsta, locotenentul, a venit și ne-a spus că în compartimentul celălalt, dumneata, ai vorbit despre Iisus și ai vorbit într-un chip inteligent. Am vrea și noi să-ți spunem câteva întrebări. E bine, la tăi pas cu ofițerul de miliție. Și mi-a spus prima întrebare. Cum poți, dumneata, în viacul al 20-lea, în viacul când noi mergem spre lună, nu-i vorba, americanii mergeau spre lună, nu ei, dar în fin, e de înfrățietate, ori ei, ori americanii, tot asta. Bun. Zice, în clipa aceasta, când noi mergem spre lună, când se construiește socialismul, când sunt atâtea lucruri mari și frumoase, dumneata mai vorbești despre Iisus acela care probabil că nici n-a existat. Așa scrie în cărțile noastre, n-a existat, asta e o invenție. Și hai să fie existat. Și dacă a existat, ce a fost? A fost un mic rebel evreu, acolo într-o mică țărișoară, a făcut celnițică zarvă, l-au răstignit și tot cu Iisus, tot cu el vă țineți acum de 2000 de ani. Eu le-am răspuns, tovarăș, dumneavoastră probabil că sunteți toți membri de partid și ca membri de partid aveți drepturi pe care eu nu le am. Dumneavoastră contraziceți acum linia partidului, că partidul a declarat că Iisus a existat și că Iisus a fost cel mai însemnat personajul din istorie. Ei s-au speriat când a spus partidul lucrul ăsta, ei nu ceți să scânteia din dimineața aceea și cine știe ce a mai zis Comitetul Central ceva nou. Ce când a spus partidul așa ceva? Zic, păi vă arăt în scris că partidul a spus așa ceva și am scos eu scânteia din buzunar și era 28 octombrie 1963, da, sau 64, 29 octombrie 1964 și le-am arătat lucrul acesta. Zic, uite ce scrie scânteia pe prima pagină. Că să socotește anul ăsta, nu, să... Anul ăsta e anul 1964. Ați putea să-mi spuneți, vă rog, e de la nașterea lui Marx? E de la nașterea lui Lenin? De când încoace e 1964? E de la facerea lumii? Ce înseamnă 1964? Scânteia înainte de a pronunța un cuvânt ce gândește partidul, întâi spune, să știți că e 1964 de când? Aha, de la nașterea unuia care n-a fost? Sau dacă a fost, a fost un mic rebel evreu care n-a jucat niciun fel de rol? Dumneavoastră nu vedeți că dumneavoastră s-o cotiți timpul după el. Timpul a fost tăiat în două de venirea lui Iisus. Un nume mai presus de orice nume. Tot ce a fost înainte de Iisus a fost atâția împărați, atâția filozofi, atâția bogătași, atâția săraci, atâția sfinți, atâția criminali, a fost fel de fel de oameni. Asta nu contează. Asta a fost până la Iisus. Și de la Iisus încoace a fost alți împărați și președinți de republică și tot ce vrea existat în lumea asta. Asta nu contează. Contează că de la nașterea lui așa s-o cotiți și dumneavoastră vreme. Lui s-a dat un nume mai presus de orice nume și dacă Dumnezeu i-a dat un astfel de nume, așa să conteze numele și în inimile noastre. Cred că toți îl iubiți pe Iisus. Numai iubire există de diferite grade. Să te ferească Dumnezeu de iubire rece. Am văzut pe câte unul spunând, îmi iubesc nevastă. Mă gândesc mai bine nu o iubiai decât dacă să o iubim așa de din cap. Iubirea poate fi caldă, iubirea poate fi năvalnică, iubirea poate fi arzătoare. O iubire gata să-și dea viața pentru cel iubit. Dar acum vreau să vă atrag luarea minte asupra unui alt lucru. Spune că a răstignit pe un tălhar la dreapta lui, pe altul la stânga lui și el era la mijloc. Iisus e totdeauna la mijloc. Spune în Scriptură că când doi sau trei se adună ca să se roage, Iisus este unde? Nu șade lângă ăla de aici sau lângă ăla de acolo.
Când doi sau trei se adună și frați, sunt două, trei păreri diferite. Și unul zice așa, și ăla zice contrariu, și ăla zice așa, și mai să se certe. Iisus e la mijloc. Între soț și soție, El e la mijloc. Între copii și părinți, El e la mijloc. Iisus a fost răstignit la mijloc. Și acum despre acest cuvânt la mijloc vreau să vă spun ceva. Știți că în Sfânta Scriptură cifra 7 are o importanță cu totul deosebită. Este cifra Sfințenii, cele 7 brațe ale candelabrului în templu, cele 7 zile ale săptămânii de a 7-a zi sfințită și așa mai departe. Mereu se găsește în Scriptură cifra 7. 7 minuni sunt povestite în Evanghelia după Ioan, cele 7 scrisori din Apocalipsa, așa mai departe. 7. De ce 7? Există 6 direcții în care cineva poate să meargă. Înainte, înapoi, la dreapta, la stânga, în sus și în jos. Există 6 direcții. Și mai există al 7-lea lucru. Să nu te duci nicăieri, să rămâi în centru și tu devii direcția înspre care toți vin. Marta se frământa, alerga de colo până încoace în bucătărie. Și probabil o fi fost și prietenii și vecinii care au ajutat-o dacă au văzut că vin 13 musafiri deodată. Sar vecini de obicei și rude ca să te ajute la gătit. Și era o zarvă, du-te încolo și încoace. Și era una, Maria Magdalena, care stătea liniștită, stătea la mijloc. Cifra 7 este cifra care reprezintă această ședere liniștită în centru împreună cu Iisus. Șederea liniștită. Dacă s-a întâmplat un eveniment sau a venit un om în casă, oameni încerc împrejurul lui, își pot da părerea despre acest eveniment, părerea despre acest om. Dar este ăla de la mijloc, numai ăla știe, ceilalți să-și dau păreri pe de alături. Locul nostru este în centru, alături de Iisus, în liniște. A pomenit fratele Pit, care vă cunoaște mai bine decât mine, e de mai mult, tot timpul împreună cu voi, că poate mulți aveți dureri, aveți necazuri. Eu conduc o misiune care ajută pe creștinii din țările prigonite și asta mă duce din țară în țară. Am fost și anul acesta în multe continente, în multe țări. Și am fost în foarte multe case și știu că există foarte multe dureri pretutindeni și știu că oriunde sunt 200 de oameni adunați, 200 de dureri diferite sunt adunate. Și în dureri îți vine să mergi pe la vecini, să mergi pe la rude, să le spui, ei au durerile lor. Nu le pasă mult de durerile tale. Când ai dureri, cel mai bun lucru este să stai liniștit la mijloc. A fost o familie care a avut durere mai mare de cum și-o poate închipui oricine. Eu am trecut prin multe dureri în viață și am văzut multe dureri la alții. Nu cunosc o durere mai mare decât a unui părinte, al unui tată, al unui mame, dacă copilul merge pe căi strâmbi. Grozav, am văzut mame plângând aproape lacrimi de sânge pentru un copil care a păcătuit, care merge pe care strâmbi. Biblia ne spune că a fost un asemenea copil care a plecat de la tată și a luat averea și a risipit averea cu femei stricate și mai știu ce-o fi făcut el pe acolo. E o persoană de care nu se spune în povestirea asta nimic, fiindcă e ceva prea sfânt în suferința ei, de mamă nu se spune nimic. Mama numai că a stat și a plâns, atâta poate face o mamă pentru un copil care i s-a rătăcit. Tata n-a alergat după nimeni. El n-a alergat să-și aducă fiul înapoi. N-a trimis mesager după fiul acesta. Tatăl a stat la mijloc și a îngrășat un vițel. Că atunci când fiul se va întoarce, să fie vițelul îngrășat pentru banchet. Și dacă cumva vițelul ăsta între timp s-a făcut vacă și el nu s-a mai întors. Alt vițel de îngrășat, când vine el înapoi, că avem o promisiune, Dumnezeu e dragoste și pentru păcătoși, fiul meu acum e un păcătos, păi pentru păcătoși s-a jertfit Iisus. Și el sus în cerul, ce face toată ziua? Să roagă, pentru cine să roagă? Pentru vinovați. Pentru cel pe care eu l-am pe inimă. Pentru ăsta Iisus să roagă cu mâini și cu picioare străpunse, o să refuze Tatăl. Tatăl ceresc și Tatăl a stat liniștit
A pregătit vițelul îngrășat, a chemat la el un giubaierciu și a spus, te rog să-mi faci un inel frumos. Dar care e măsura inelului? Știi că un inel are diferit, unii au un deget mai subțire, altul mai... Uite, am eu, uite, am un tablou al fiului meu, cam așa este, cam... Că e pentru fiul meu. Păi fiul dumitare e plecat în străină. Asta nu-i treaba dumitare. Eu, când o să se întoarcă, eu să am un inel pentru el. Și a chemat un croitor să-mi faci o haină. Ce ai mai frumos, mai luxos să-mi faci o haină? Dar ce măsură de haină? Uite, am o haină veche a fiului meu. Uite, exact măsura aia să fie. Poate nițel, nițel, mai slab o să fie fiul. Dar cam asta este măsura. Dar pentru ce trebuie dumitare haină pentru fiul? Că fiul am auzit că e în străin. Asta nu-i treaba dumitare. Fiul meu o să se întoarcă, fiindcă fiul meu e un vinovat, e un păcătos. Dar pentru păcătoși să roagă Iisus, pentru păcătoși s-a jertfit și l-a stat liniștit și a venit vremea să se întoarcă fiul. Așa este cu suferința aceasta. Alții au alte suferințe de alte feluri. Este un Tată Ceresc și avem un Mântuitor care El poartă grija noastră. Care El să roagă pentru noi. Voi puteți să aveți cu totul alte suferințe. Unii dintre voi sunt tineri. Și în tinerețe ai, că nu mă iubește băiatul pe care eu îl iubesc, sau fata pe care eu o iubesc, nu mă iubește. Și fel de fel de chestiuni există. Și altul nu are bani, și altul nu are nu știu ce. În suferințe. Și mai ales în suferința cea mare, dacă eu însumi m-am păcătuit greu și nu mai știu drumul înapoi, nu-i nevoie de niciun drum înapoi. El să roagă pentru tine. Încrede-te în această rugăciune a Lui, încrede-te că El pe Golgota, între doi tălhari, a murit pentru vinovați, a fost numărat printre cei nelegiuiți, s-a identificat cu păcatul. În România, altădată, o țărancă n-avea pământ, era foarte săracă și s-a gândit, avea o fată de 17-18 ani, și s-o duc la oraș, cum era obiceiul atunci, o bag servitoare la un om cu bani și o să-i dea în fiecare lună o leafă, ia mâncare și dormitare acolo și leafa asta o să-mi trimite mie și o să-mi cumpăr și eu odată o vacă, odată o oaie, odată un petic de pământ, ca așa se facea pe vremea aceea. Și și-a dus fata la oraș și a băgat-o într-adevăr la servici bine. Fata era nu numai frumoasă, dar și tare deșteaptă. Și i-a băgat de seamă repede că mai mulți bani poți câștiga la București nemuncind decât muncind. Și într-adevăr, a reușit să câștige bani, însă trecând din brațe în brațe și pierzându-și sufletul. Dar acum a ajuns să aibă blană și să aibă rochii de mătase și să aibă mașină și să meargă la baluri și să aibă de toate. Și în veselia a și uitat de mama ei. Ani au trecut fără să se intereseze de mamă. Că într-o noapte... să-i vină rimușcare, dar cum am putut să o las pe mama așa, dar poate să fi murit, că era bătrână, poate să fi bolnavă, trebuie să mă duc să o văd. Și-a luat trenul, a ajuns în sat la ea, când a ajuns în sat era noaptea, noaptea următoare, și-a trecut prin ulițele pustii ale satului și când se ajungă la poarta casei ei și se deschide poarta, spre marea ei mirare, poarta era larg deschisă, ori știți cum sunt bătrânele la țară, foarte grijulii cu zăvorul, să închidă poarta, nu cumva să vină cineva, de aici poarta era larg deschisă. Asta poate să fie numai doctorul ea, sau popa, poate un... cine știe ce se întâmplă? Și străbate repede curtea și vede la fereastra sus, unde dormea mama, vedea lumina mare aprinsă, ori știa pe mama e cu noamă, ea nu ținea lumina aprinsă, știi? Și când pune piciorul peste prag, aude de sus vocea mamei, Ioano, tu ești? Da, mă, mică, dar de ce-i poarta larg deschisă la tine noaptea? Fetița mea de 10 ani de când tu ai plecat, poarta nu s-a mai încuiat niciodată. Dar, mamă, de ce este lumina mare aprinsă la tine noaptea? De 10 ani de când tu ai plecat, lumina nu s-a mai stins, o inimă iubitoare de mamă te aștepta. Și asta este ceea ce vom experimenta noi toți, noi toți. Iisus s-a răstignit pentru noi și El e la mijloc. E la mijloc între dreptatea lui Dumnezeu și nevoia noastră de a fi mântuiți. Între dreptatea Lui, care spune pe drept, omul ăsta trebuie pedepsit, sufletul lui e pierdut, condamnat. Și dragostea care spune, dar eu mi-am dat sângele pentru el și să fie mântuit, este deschisă ușa pentru fiecare dintre noi.
și știind că avem o asemenea ușă deschisă. Noi putem să păstrăm inima liniștită, stați liniștit la mijloc, la mijloc. Maria Magdalena a stat la mijloc, ăsta e cifra 7, ăsta e locul cel sfânt. Nu alergând încolo și încoace. Ăsta este locul cel sfânt. Era odată un vapor. Știți, copii, ce e un vapor? Știți ce e un vapor? Un vapor, știți? Ce-i? Un automobil care merge pe apă. Așa. Era odată un vapor. Așa. Ai mers cu vaporul vreodată? Ai mers? N-ai mers. Așa. Bun. A fost odată un vapor, un vapor mare, care trecea oceanul și când era în mijlocul oceanului, deodată o furtună mare, vasul gata să se scufunde, capitanul de ordin, toată lumea în bârcele de salvare, el adusese pe fetița lui de vreo 5-6 ani să meargă și ea cu el pe vapor, dar avea o femeie care îngrija de copil și femeia aceasta se năpustește în cabina în care dormea copilul și spune, repede, scoală-te, îmbracă-te, vaporul se scufundă. Fetița se freacă pe ochi, zice, dar tăticu unde e? Tăticu-i capitanul, el e la cabina de comandă. Dacă el e la cabina de comandă, tatăl meu nu lasă el să se scufunde vaporul cu fetița lui. Eu pot să dorm liniștit. Asta înseamnă 7, să stai liniștită, să nu te frământi. Avem un tată în cerul, cum o să lase să se scufunde vaporul în care sunt copiii lui? Numai prin credință în jertfa lui Iisus să deveniți copiii lui. Și toată grija aceasta a trecut. Era odată unul la malul mării și făcea semnul unui vapor, un mare vapor transoceanic, îi făcea semne să se oprească, să-l ia și pe el. Și era un adult acolo lângă copilaș și spunea, nu fi prost, poți să oprești un automobil și hai, te ia. Dar un vapor transoceanic nu se oprește pentru tine. Copilul nu s-a interesat de ce spune omul ăsta mare și a făcut mai departe semne vaporului și vaporul s-a oprit. Și de pe vapor s-a lăsat o barcă mică cu niște marinari care au venit, au luat copilul de pe mal, l-au dus la vapor și când era copilul sus pe copertă, când copilul era sus pe copertă, a strigat omului de jos, Domnule, eu n-am fost tâmpit, eu am știut ce fac, capitanul vaporului e tatăl meu și dacă el e tat, dacă el e capitanul, oprește și un transoceanic pentru mine. Oprește un transoceanic. Iosua a avut un război și n-a ajuns să bată dușmanul bine până seara și de acum soarele apunea, luna se ridica, dar și-a adus aminte cel care conduce soarele și luna, e tatăl meu. Și a strigat, Doamne, oprește soarele, oprește luna, că mai am aici de bătut ceva. Și s-a oprit. Asta înseamnă când ai prins taina cifrei 7. Nu te frămânți nici înainte, nici înapoi, nici la dreapta, nici la stânga, nici în sus, nici în jos, ci stai liniștit, stai liniștit ca Maria Magdalena, eu știu în cine m-am încrezut, el a murit pentru mine. Mai multă dragoste nu se poate. El și acum, cerul e așa de frumos, dar putea el să ducă așa zile îmbătătoare de bucurie, prin grădinile acelea, cu flori care dau o miriasmă, cum noi nici nu putem gândi. Și totul e așa de frumos în cer. Și în loc să se bucure de aceste frumuseți, el stă acolo și zice, Doamne, uite, ăsta a omorât, ăsta a furat, ăsta a curvit, ăsta a mințit, ăsta e mândru, ai luat-o așa, ai... și acolo, înnoată în toată burdăria asta noastră. Și să roagă pentru noi, ca să se roage pentru noi, el trebuie să pronunțe cu buzele lui sfinte relele astea ale păcatului și inima lui se scârbește, dar el iubește, el iubește. Eu vreau și aici toată viața mea să fie închinată. Uite ăstora din biserica din Bellflower, care s-au adunat duminică și din alte biserici, de pretutine, toți cei care gem sub povara păcatului, și vreau să fie și vor să fie mântuiți. Slavă Domnului, există suflete care au înțeles lucrul acesta și sunt cumva la mijloc. Misiunea pe care o conduc să ocupa până acum, numai cu ajutorarea bisericilor prigonite în țările unde domnește ateismul, acum noi am extins lucrarea noastră și la țările musulmane, fiindcă mai prigoniți sunt creștini în țări musulmane decât în țări comuniste. Numai că nu se știe lucrul acesta. Și din întâmplare, Dumnezeu a vrut.
am aflat despre 200 de frați ai noștri, 200 de frați ai noștri dintr-o țară musulmană, Sudan. Ei n-au spus nimănui, n-au scris nimănui, nu s-au văitat nimănui. Așa s-a făcut că am aflat. Acolo s-a aplicat legea, se numește legea Sharia, lăsată de profetul Mahomet. Dacă faci ceva care nu-i place lui Mahomet, acum el e mort, în fine, care nu-i după legea lui Mahomet, îți taie mâna dreaptă și piciorul stâng. Și avem 200 de frați acolo, care așa l-au iubit pe Iisus și au stat așa aproape de el, pe el l-au răstignit și noi să putem suferi și să rămânem liniștiți, curajoși, să nu ne văităm. Avem 200 de frați la care le-a tăiat mâna dreaptă și piciorul stâng. Vă închipuiți ce durere? De unde mai câștigă o pâine pentru copiii lor? Noi acum ne străduim să strângem bani ca să le facem proteze, știți, mâna artificială și piciorul artificial, costă $400 de persoane, $80.000, cine știe când o să avem și dacă o să avem atâția bani. Dar în fine, sunt frați pentru care Iisus e într-adevăr un nume mai presus de orice nume. Și cu drag își dau viața pentru el. Am avut ca român, din sânge apă nu se face, mie mi-s dragi toți oamenii, dar când aud de un român, parcă e mai ceva pentru mine. Și mai ales de o româncă. Și în Uniunea Sovietică, baptiștii de acolo au tipografii clandestine. Noi introducem la ei mașinile. E foarte greu să introduci o mașină, nu introducem o mașină, introducem o roată odată, altă roată, o pârghie. Și până merge un inginer și pune toate astea împreună. Și avem o beată soră. 7 ani ea a lucrat în această tipografie clandestină, o fată tânără. Cei și cele care lucrează în tipografia clandestină, mai rău decât în închisoare, nu văd niciodată lumina soarelui. Ca să nu poată fi trădare, ca să nu fie desconspirare, ei intră în pivnița asta, în fundul pământului, unde este tipografia aia, li se aduce hârtie, li se aduce cerneală, li se aduce ceva de mâncare, dar acolo lucrează, acolo dorm, acolo mănâncă, nu văd lumina soarelui. Ea n-a văzut lumina soarelui 7 ani, după care a murit, jertfiindu-se pentru Iisus, numele ei, un frumos nume românesc, Elena Chiriac. Cumva ca român m-am simțit mândru. Cineva din neamul meu care stă la mijloc, în locul sfânt al lui 7, nu aleargă nicăieri, un gând are: Doamne, Tu ți-ai dat sânge pentru mine, ce pot face eu pentru Tine? Și aș putea să vă dau multe exemple de acestea. Avem frați și surori sfinte care știu să fie la mijloc, acolo unde este Iisus. Închei spunându-vă numai că am predicat în Africa de Sud și la un moment dat sunt invitat, trebuie frate neapărat să mergi în casa aia, că este o bătrână de peste 100 de ani și dorința ei să-l vadă pe fratele Burmran, trebuie să mergi. Eram obosit, m-am dus acolo, bătrână de peste 100 de ani, dar mai vedea, citea Biblia, mintea ei era clară, de umblat, nu mai putea umbla și mi-a spus să-ți spun de ce te-am chemat. De când s-am citit prima carte, de când am auzit despre dumneata, m-am rugat tot timpul să vii în țara noastră și să predici și în fiecare dimineață și în fiecare seară m-am rugat pentru dumneata. Și când am auzit că ai venit în țara noastră, m-am rugat ca să ai adunări mari și ca să suflete să se întoarcă la Domn. Mă mirasem eu de ce fuseseră adunările mari, credeam că eu sunt cineva, aici al Vârmbran, vin că sunt eu fălos. Veneau fiindcă bătrâna asta, neștiută de nimeni, a stat în centru, n-a umblat nicăieri, dar a avut ușa deschisă înspre cer și acolo s-a întâlnit vocea ei slabă cu vocea lui Iisus, care făcea același lucru ce face ea. El se ruga pentru cei vinovați și ea se ruga pentru cei vinovați, albi și negri din țara lor, să găsească acest drum al lui Iisus. Și cu asta eu am terminat mesajul. Pentru mine e o mare bucurie că am fost destul de sănătos să vin printre dumneavoastră, să vă ajute Dumnezeu să aveți gândul mereu îndreptat înspre acela unul care spre slava Tatălui și pentru mântuirea noastră s-a jertfit și a continuat, jertfit fiind pe o cruce, a continuat să ne iubească, ne iubește și acum. Și El e la mijloc. Și să învățăm de la El
liniștita acceptare a tot ceea ce Iisus dă. Poate să fie câteodată greu de purtat, să păstrăm nădejdea când se pare că totul e disperat, o mamă care disperă de copilul ei, un soț care disperă de soție sau soție de soț, sau altul în chestiuni bănești, când numai fiecare avem câte o problemă. Să nu disperăm, să stăm liniștit, avem în ceruri pe unul care ne iubește din inimă întreagă. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.